Bun găsit, vă spun, sunt alături de un medic, dar e medic, e înger. O să vă spun sincer lucrul care m-a adus alături de ea, o problemă de sănătate. O problemă pe care a rezolvat-o în 2 timp și 3 mișcări. M-a așezat pe scaunul alb, totul e alb și luminos aici și problema tenului meu s-a rezolvat ca prin minune. Nu e o reclamă. Cred că atunci când încerci să promovezi ceva exagerând, lucrurile se simt. Nu. În ceea ce o privește pe Oana, pentru că vorbim direct, este caldă, este un om care nu menține distanța între ea și pacient. Când vorbim despre Oana, vorbim despre lucruri palpabile și de un om cinstit care îți spune clar, asta se poate rezolva, asta se rezolvă rapid, pentru asta trebuie să-mi urmez sfaturile pe o perioadă mai lungă de timp. Bine te-am găsit, Oana, spun. Bine ai venit, îți mulțumesc pentru vizita. Înainte de a ajunge la tine, trebuie să spun sincer, te-am spionat. După ce te-am spionat, am mers pe www.școalamamelor.ro, această uriașă comunitate a mamelor, dar aș spune că astăzi a devenit comunitate a familiei, de fapt, pentru că și bărbații au întrebări. Am adunat o mulțime de întrebări pe care le am din comunitatea noastră și trebuie să-ți spun că unele vin chiar de la bărbați, interesați și de sănătatea lor și de menținerea tinereții cât mai mult timp posibil, dar de multe ori sunt interesați de sănătatea copilului lor sau de sănătatea soției, ceea ce mi se pare extrem de sensibil și de frumos. Rare ori întâlnești întrebări adresate direct unui medic de către partenerul de viață. Spun drept? E bine este ce spun? Este foarte adevărat ceea ce spui. Și, pentru că te lovești zi de zi de lucrul acesta. Exact. Și sunt foarte multe situații în care nu vin numai mămicile cu copiii la consultație. Sunt însoțiți de obicei mămica și copilul și de către tătic. Sau sunt pacienți bărbați care vin pentru problemele lor legate de piele sau probleme legate de aspect, de estetică și care pun întrebări și legate de anumite aspecte ale pielii soțiilor lor, de exemplu, legate de leziunile de acne, de cicatrici, de riduri. Când vorbim de cosmetică, de estetică, de dermatologie, pare așa un domeniu frumos și facil, dar nu e așa. O să încep cu câteva întrebări care sunt legate de o problemă serioasă de sănătate și, din păcate, din ce în ce mai des întâlnită în ultimii ani. Mi-am notat aici câteva puncte ce nu sunt ale mele. Sunt întrebări ce vin de pe platforma noastră și sunt foarte justificate. De pildă, hai să vorbim despre cancerul de piele. Da, cancerul de piele este un domeniu destul de mult dezbătut în ultimii ani. Atât de ce mai mult azi decât ieri? Din mai multe motive. În primul rând pentru că s-a schimbat comportamentul populației secolului 21 vis-a-vis de soare. Se promovează foarte mult femeia bronzată, tânăra bronzată. În reviste, în emisiunile de televiziune, peste tot în lume, nu numai în România. Tinerele își doresc să fie cu un ten cât mai colorat, tenul mai închis la culoare slăbește la televizor, slăbește în fotografie, pielea arată mult mai netedă, nu se mai observă micile sau marile imperfecțiuni ale tenului. S-a schimbat frecvența acestei tumori de piele, a melanomului în mod special, dar și a celorlalte tumori de piele au crescut și datorită faptului că în ultimii ani folosim tot felul de acceleratori de bronz și ne expunem foarte mult la soare. Ne expunem mult mai mult decât în anii 50, 60, 70. Soarele de asemenea e mult mai nociv. Este mai vorbim nociv. Vorbim chiar și de schimbarea atmosferei. Categoric, vorbim despre o incidență destul de mare a radiațiilor ultraviolete în mijlocul zilei, perioada în care nu ar trebui să ne expunem la soare aproape deloc. În special persoanele cu tenul deschis la culoare, fototip 1 și 2 și chiar și populația majoritară din România, fototip 2 spre 3 sau 3, adică persoane care se înroșesc mai puțin, se bronzează mai repede, sunt totuși expuși la aceste riscuri de a dezvolta cancer de piele.
Mai vorbim de asemenea... Sunt oameni care trebuie să fie mult mai atenți. Să fie mult mai precauți. Sunt de asemenea aceste aparate de bronzare artificială, solarele, pe care în România le utilizăm destul de frecvent și fără niciun fel de măsură de precauție. În exces. În exces, eu aș spune chiar mai mult de atât, și nu numai eu, dermatologii din întreaga lume și oncologii din întreaga lume, solarul alături de soare este pe listă la carcinogenii importanți, adică generatorii de cancer importanți. Te rog să vorbim foarte simplu, pe înțelesul tuturor. În momentul în care ceva îți atrage atenția, ce e acel ceva ce ar trebui să te trimită la medic? Da? Ce apare pe piele? Cum îți dai seama că ceva nu e în regulă? Putem să ne naștem cu pete pigmentare, cu pete maronii sau pete roșiatice la nivelul pielii, sau putem să le dezvoltăm pe parcurs, să ne apară pe parcursul anilor. În momentul în care observăm cu o aluniță cu care ne-am născut o pată pigmentară de la nivelul pielii, o pată roșiatică, maronie, o denivelare la nivelul pielii care poate să aibă culoarea pielii, poate să fie cu aceeași pigmentație ca pielea din jur, ca pielea normală, dar este, are o altă textură, este mai înaltă. În momentul în care vedem că astfel de leziune, astfel de pete încep să-și modifice dimensiune, să își piardă din contur, să devină un contur neregulat, să își modifice culoarea dintr-un maro deschis să se transforme în maro închis sau să capete 2-3 nuanțe de maro, să apară zone roșiatice, să înceapă să se înalțe pata respectivă, să se exfolieze, să ulcereze, adică să poate să sângereze sau poate să dezvolte o serozitate la nivelul suprafeței leziunii. Deci când observăm modificări, este înțelept să mergem la medic. Exact. Ar trebui să ne prezentăm fie la medicul de familie care ne va direcționa către medicul dermatolog, fie direct către medicul dermatolog care poate să evalueze foarte rapid, simplu, neinvaziv această leziune și să aflăm dacă este o leziune precursoare unui cancer de piele, dacă deja s-a transformat într-un cancer de piele sau pur și simplu este o leziune pe care am traumatizat-o și atât și nu se va transforma niciodată. Poate să fie un banal angiom, o banală leziune vasculară care poate chiar să sângereze abundent și de fapt să nu prezinte niciun fel de pericol, dar asta numai medicul ne poate spune. Există două variante. Ajungi la medic la timp și ajungi la medic atunci când e prea târziu. Haideți să luăm cele două variante. Când ajungi la timp, ce poate face medicul pentru tine? La timp înseamnă o depistare precoce a unei forme de cancer de piele care poate să fie de la o formă minim invazivă, invazivă local, de tip carcinom bazocelular sau spinocelular, până la forma cea mai agresivă de cancer de piele care este melanomul. Tumoră care va, în timp, uneori destul de repede, poate să metastazeze și de foarte multe ori, din păcate, devine incurabilă. Așadar, o prezentare la medic pentru o depistare precoce a unei astfel de tumori poate să ne salveze viața. Cum se poate lupta cu acest cancer de piele dacă ajungi la timp la medic? Concret, ce poți face? Se face un examen, medic, da. Se vizualizează clinic cu ochiul liber leziunea sau leziunile respective. Dacă pacientul prezintă una, două sau trei pete pigmentare, se văd în câteva minute. Dacă există nevi multipli pe tot corpul, sunt persoane cu piele deschisă la culoare, cu ochii albaștri, cu părul blond sau roșcat, care au foarte mulți nevi, foarte multe alunițe, trebuie să evaluate absolut toate alunițele. Există un sistem care face o hartă a alunițelor, o hartă dermatoscopică, se fotografiază toate leziunile, se analizează, sistemul le poate analiza computerizat, rapid, există un scor, după care se cataloguează fiecare tip de leziune și atât dermatologul cât și sistemul, aparatul, pot să pună un diagnostic referitor la leziunile cu risc sau la leziunile tumorale. Să spunem că e cancer, dar e depistat la timpul potrivit. Depistat. Cum acționezi asupra acelei pete, concret? Acea leziune va fi de obicei îndepărtată chirurgical. În funcție de diagnosticul clinic și dermatoscopic, se alege manevra terapeutică, adică se îndepărtează chirurgical cu o anumită margine de siguranță. Absolut toate leziunile se dau la evaluare anatomopatologică și medicul de laborator ne va spune dacă acea leziune a fost excizată în totalitate, diagnosticul exact, diagnosticul precis și pașii de urmat. Dacă, de exemplu, este un carcinom bazocelular, o leziune
cu o localizare foarte bine delimitată, cu marginile libere de tumor în momentul exciziei, se urmărește. Dacă este un melanom, de exemplu în stadiu incipient, un melanom in situ și a fost excizat cu câțiva centimetri de țesut sănătos de jur împrejur, de asemenea suntem norocoși. Pacientul este evaluat la 6 luni și apoi anual. Și există și un tratament medicamentos în paralel? Pentru aceste tipuri de leziuni nu este de obicei necesar un tratament medicamentos în paralel. Sunt anumite investigații care se fac și pacientul este urmărit pentru evoluția locală a zonei postoperator. Pentru leziunile invazive local sau pentru melanoamele care depășesc stadiul de in situ, procedura terapeutică este, urmează alți pași. În funcție de diagnosticul histopatologului se abordează mai multe tipuri de terapii și de reevaluări, evident. Dar dorința fiecărui om este să știe din timp cu ce are de-a face și să poată acționa astfel încât să rămână în viață, să trăiască alături de copiii săi, să-i vadă crescând. Am auzit, nu în puține cazuri, faptul că acest cancer de piele, la un moment dat, explodează, dacă pot vorbi așa, și înăuntru. Afectează organele interne. Practic, se extinde la nivelul corpului și în alte zone interne. E adevărat? Este adevărat. Este tocmai vorba despre acest melanom care poate să depășească stadiul in situ și care poate să metastazeze, să dezvolte tumori secundare în alte zone ale corpului, inclusiv la nivelul organelor interne al sistemului osos. Așadar, este extrem de important să fie depistate leziunile într-un stadiu incipient, chiar în stadiu de leziune pretumorală. Sunt acei neve atipici pe care noi îi putem evalua foarte ușor cu dermatoscopul. Pur și simplu le-am făcut o poză. Device-ul realizează o imagine foarte clară. Noi putem să urmărim aceste imagini în timp și să comparăm dacă s-au modificat anumite zone din structura aluniței respective. Și e de preferat să, dacă aceste modificări apar, să se elimine chirurgical, astfel încât să prevenim dezvoltarea unei astfel de tumori. Suntem din ce în ce mai mult învățați să mergem măcar o dată pe an la controlul numit check-up, da? La o verificare, să facem analize de sânge, un control de bază, astfel încât să stăm liniștiți că suntem bine. Cred că în același fel ar trebui să instituim ca regulă, cam măcar o dată pe an, să mergem să ne vadă un dermatolog. Greșesc? Nu greșești. Este foarte important, în special pentru persoanele care au multe alunițe, persoanele care au un istoric de cancer de piele în familie, sunt mai predispuși la a dezvolta astfel de tumori. Persoanele care au suferit arsuri solare în copilărie sau care sunt utilizatoare cronice de solare, de aparate de bronzare artificială, ar trebui măcar o evaluare a tuturor alunițelor să efectueze și apoi dermatologul le va spune: este necesar să revii pentru această aluniță la 3 luni, pentru această aluniță la 6 luni sau la 1 an, sau este necesar să efectuăm o evaluare la 1, 2, 3 ani, dacă nu există foarte mulți nevi pe suprafața corporală sau sunt în limite normale, este suficient o evaluare chiar și la 2 ani. Lasă-mă să-ți povestesc un lucru care ține de un alt subiect, de asemenea foarte serios, ce mie personal mi-a afectat viața pentru ani de zile. A fost o chestiune care a plecat de la o problemă, să-i zicem, dermatologică, dar vei vedea că e de fapt o combinație de factori, și care a ajuns într-o cu totul altă zonă, cea a depresiei dure, ce m-a dus într-un punct foarte dificil din viața mea. Pe scurt, să fim atenți la ceea ce introducem în corpul nostru ca hrană sau ca medicație, chiar și atunci când mi se spune că totul este 100% natural. Am învățat în timp că, de exemplu, corpul meu sau corpul altui om poate fi în acel fel structurat, astfel încât ceea ce pentru
Mime e pur și simplu o combinație de ierburi, e ca un drog, e o travă, iar pentru tine poate fi foarte bine un lucru pe care îl poți îngurgita fără nicio problemă și care îți face bine digestiv, să spunem. Da? Sunt diverse prafuri, combinații de plante, mai exact. Am luat, după ce am născut o astfel de combinație, am văzut pe internet totul 100% natural pentru o digestie mai bună, da? Și pentru un fel de detoxifiere. Dar toate lucrurile astea nu se fac, am înțeles abia după aceea, fără să-ți faci analizele, fără să vezi ce fel de corp ai, dacă el poate susține ceea ce vrei tu să introduci în dieta ta zilnică. Această poveste în care nu m-am sfătuit cu un medic, nici n-am crezut că trebuie să fac asta, m-a dus către o dereglare extraordinară din punct de vedere dermatologic. Au început să-mi apară coșuri, eu neavând coșuri vreodată, nici nu m-am lovit de lucrul ăsta nici în adolescență, nici mai târziu. Niște coșuri la început enervante prin faptul că erau numeroase și mi-apăreau mai ales în această zonă a feței, dar și în partea de sus. Mai târziu ele au devenit puternic ancorate, să spun așa, sub cutanat, pline de puroi, creșteau din ce în ce mai mult și erau cu zecile. Ceea ce am făcut la momentul acela a fost să merg la un dermatolog, care însă n-a văzut exact diferența sursa. Dintre, sau sursa problemei, și mi-a dat ceva să aplic extern. Am făcut asta pentru niște luni de zile, o combinație făcută în farmacie, și care la nivel extern de fapt ardea pur și simplu coșurile, dar ele apăreau din nou, veneau la suprafață din interior, pentru că de fapt era vorba de o problemă internă. Acel complex de ierburi pe care eu îl luasem cu ceva timp în urmă declanșase în corpul meu ceva, și o să te rog pe tine să explici de fapt ce s-a întâmplat, astfel încât acum corpul meu scotea la suprafață, ca un efect secundar, toată această poveste și dureroasă și care îmi oferea un aspect extrem de neplăcut, dureroasă și care nu trecea cu nimic. Am ajuns până la urmă într-o altă parte a lumii, unde mi s-a spus, da, este o acnee acută, și pentru această acnee acută există doar un medicament care vine de undeva din Statele Unite, dar care este dur și care trebuie luat per kilogram corp pentru o perioadă lungă de timp. Ceva de tipul lunilor, 6 luni. Pentru că însă am avut un alt efect secundar al acelui medicament, niște dureri de cap destul de puternice, a trebuit să micșorez doza și să iau timp de 10 luni în loc de 6 luni. Efectul secundar final a fost depresia, era scris foarte clar în instrucțiunile ce însoțeau medicamentul. Practic nu aveam de ales, nu puteam scăpa de acea acnee care putea să dureze o viață, să se cronicizeze. Și să lase cicatrici. Da, și lăsa cicatrici cumplite. Eram pur și simplu ca după o ardere în această zonă a corpului. Pielea s-a regenerat foarte bine de la acest medicament, dar a apărut o depresie dură. O depresie care m-a dus până la urmă în pragul unor situații de neînchipuit pentru mine, eu fiind un om foarte echilibrat înainte de această poveste. Iată cum, pornind de la absolut nimic, poți ajunge din neatenție, pentru că nu te sfătuiești cu specialistul ce trebuie să-ți spună dacă poți sau nu să faci un lucru, poți ajunge într-un astfel de impas și să dureze ani de zile până când găsești soluția. De fapt, ce s-a întâmplat în corpul meu și se poate întâmpla în corpul oricui care își comandă de pe internet un produs 100% natural, fără să știe ce face de fapt? Da, din păcate, astfel de produse care sunt și cu administrare sistemică, vorbim despre un produs probabil pentru dietă pe care l-ai luat. Detoxifiere, asta era
exemplificarea la acel moment. Ulterior, când am început să învăț foarte multe despre detoxifiere, când am plecat într-o țară vecină unde am avut la dispoziție specialiști ce mi-au explicat tot ce trebuia să știu, am înțeles cum să aleg ce e bine de ceea ce nu e întocmai indicat. Dar atunci n-am știut. Exact. La un moment dat în viață, fie că vorbim despre, în special pentru femei, dacă este vorba despre o perioadă de sarcină sau de după sarcină, survin tot felul de modificări hormonale. În momentul în care apelăm, de exemplu, la astfel de produse de detoxifiere, exact cum spuneai, produs 100% natural, aceste produse, pe lângă faptul că nu prezintă niciun fel de garanție că sunt 100% naturale, pot să conțină fitoestrogeni, hormoni din plante. Acești fitoestrogeni pot să determine dezechilibre la nivelul organismului nostru și să genereze leziuni de tip acnee. Pot să modifice metabolismul, ajutându-ne să avem, de exemplu, o scădere în greutate, accelerând arderile, însă prin acești fitoestrogeni pot să determine acnee. În momentul în care apar leziuni de acnee la început sub formă de mici coșuri, papule, pustule, le denumim noi, nu tratăm problema foarte serios. Îți spui, putem să folosim, exact, și fie că ne prezentăm sau nu la dermatolog, putem să mergem în farmacie. De foarte multe ori pacienții îmi spun, merg la farmacie, iau o cremă împotriva acneei și lucrurile se ameliorează sau trec temporar. Dacă sursa acestor leziuni este nu doar una bacteriană la nivelul suprafeței pielii, ci hormonală, de cele mai multe ori femeia suferind mici, chiar mici dezechilibre hormonale, poate să dezvolte o acnee de novo. Exact cum spuneai, în adolescență n-ai avut niciun fel de leziune și ne trezim la 30 de ani sau la 35 de ani cu acnea femeii mature. Poate să fie sursa, să fie acest mic dezechilibru hormonal. Dacă nu este tratat cu seriozitate și în funcție de tipul leziunilor, de tipul coșurilor, dacă sunt superficiale sau profunde, dacă sunt suprainfectate bacterian sau nu, să abordăm local prin tratament topic antiacneic corect, nu susținem această vindecare, este doar tranzitorie și ne trezim pe parcurs cu leziuni nodulare, exact ce spuneai, profunde, de dimensiuni mai mari, de 2-3 mm, care pot să fistulizeze, să comunice între ele la nivelul, în zona profundă a pielii, să lase cicatrici uneori irreversibile, absolut inestetice. De multe ori putem să ne confruntăm cu o infecție, cu o suprainfecție, cu stafilococ la nivelul feței, care poate să ducă la cicatrici atrofice foarte urâte, la adenopatie, inflamarea ganglionilor regionali. Femeile pot să sufere tot felul de astfel de modificări. Iar în momentul în care venim și cu produse cosmetice, de exemplu machiajul de televiziune, știindu-se că este un machiaj cu concentrație, produsele sunt cu concentrație mare de minerale, sunt produse ocluzive, produse care nu lasă sebumul să apară pe piele și pielea să strălucească. În momentul acesta se sufocă, se creează un mediu anaerob cald și umed, astfel încât bacteriile în glanda sebacee, în acel săculeț care ar trebui să secrete sebum, exact, este un mediu propice pentru a secreta, pentru a înflori bacteriile, pentru a stimula secreția de sebum și pentru a agrava această acnee. Este foarte important, în funcție de forma de manifestare, în funcție de tipul de leziuni, de extinderea lor, că pot să fie la nivelul întregii fețe, numai pe zona periorală sau pe zona de contur de mandibulă. Sau și pe corp, pe spate, sau pe torace, exact, pe umeri, pe decolteu, pe toracele anterior, trebuie să abordate susținut. De obicei se evaluează și endocrinologic femeia respectivă, se face și o ecografie ovariană pentru a se observa dacă există cumva ovare micropolichistice. Sindromul ovarelor polichistice se poate asocia foarte frecvent cu leziunile de acnee. Trebuie abordat sistemic, adică se apelează la astfel de tratamente cu pastile, cu derivatul de vitamina A despre care vorbeai mai devreme, însă numai anumite tipuri de anumite forme de acne necesită un astfel de tratament extrem de serios, un tratament care înainte de inițiere presupune o evaluare a profilului lipidic al pacientului.
Trebuie să se evalueze funcția hepatică, funcția renală a pacientului. Deci analize de sânge serioase. Serioase, o hemoleucogramă completă, pentru că există o serie de parametri care se pot modifica în timpul acestui tratament. Este un tratament de lungă durată. Și atunci trebuie să știm exact profilul pacientului, să adaptăm doza în funcție de greutatea corporală, de vârsta pacientului, de forma de acnee, de cât este de extinsă și apoi doza începe să se scadă treptat în funcție de evoluția afecțiunii sub tratament. Din punctul în care leziunile încep să dispară, trebuie să se scadă foarte lent doza acestui medicament. Cu privire la depresie. Depresia în acnee poate să apară din două motive majore. În primul rând, datorită faptului că aceste leziuni sunt extrem de inestetice și dintr-o persoană extrem de activă, o persoană care își expune în permanență un ten impecabil, în momentul în care apar aceste leziuni, evident că încep să apară și tot felul de probleme legate de aspect. Medicamentul în sine poate să determine depresie. Este unul dintre efectele adverse, dintre efectele secundare, nu foarte dese, dar posibile. Și atunci trebuie foarte bine gestionat acest echilibru între doza eficientă și atenuarea evenimentelor adverse care pot să apară pe parcurs. De asemenea, pacienții care iau derivați de vitamina A trebuie să știe că medicamentul este fotosensibilizant. Adică nu pot să stau la soare, nu numai cu fața. Trebuie să li se explice pacienților că întreaga suprafață corporală nu trebuie expusă la soare pentru că există acest risc de arsură. Este ca și cum aș sta o zi întreagă într-un soare intens. Pielea devine mult mai sensibilă. Se arde. Se arde, se exfoliază și evident că de acolo începe un alt cerc vicios. Oana, îți mulțumesc foarte mult. În următorul nostru episod aș vrea să vorbim, să alegem o temă mult mai luminoasă. Poate că astăzi am vorbit despre lucruri extrem de serioase care pot și să sperie omul ce se uită la această întâlnire a noastră televizată, dar e mai bine să știi ce se poate întâmpla, e mai bine să fii precaut, să mergi la medicul dermatolog, nu doar pentru aspectul tău exterior, ci pentru a fi sigur că pielea ta e bine și că nu ascunzi undeva în interiorul corpului probleme poate greu de sesizat astăzi, dar care mâine pot înflori, să spun așa, dar nu într-un sens pozitiv, pe pielea ta și pot duce la probleme serioase de sănătate. Îți mulțumesc tare mult! Până data viitoare, când vom vorbi... Îți propun, de exemplu, să vorbim despre îngrijirea pielii viitoarei mămici sau despre îngrijirea bebelușului, care e la fel de sensibil, nu-i așa? Până atunci, o să vă rog să intrați pe www.oanaspanu.ro, spânu cu I din A, și veți descoperi un univers fascinant în acest loc, în care zilnic intră zeci de doamne, domnișoare, dar și domni, se întâmplă lucruri frumoase la nivelul secolului pe care îl trăim din punct de vedere tehnologic și cred că pas cu pas le vom decripta pe toate.